Bine ați venit la o nouă emisiune Catch and Release. Episodul de față este dedicat sectorului B de la Varlam, unul dintre cele mai interesante, dar și mai dificile lacuri pe care am pescuit în ultimii ani. Localizarea peștelui este principala problemă într-o partidă pe sectorul B. Orice alt subiect, strategii de nădire, nade, monturi, echipamente, totul pare foarte simplu în raport cu localizarea. Există mai multe motive pentru care peștele e foarte greu de găsit. În primul rând, nu e mult pește. În al doilea rând, nu ai la dispoziție tot lacul, se poate pescui doar pe două dintre cele patru maluri, deocamdată. Celelalte două maluri urmează a fi deschise la pescuit anul viitor și ca atare, indiferent de locul unde consider că se găsește peștele, nu îl poți găsi decât pe jumătate din lac. Alt motiv este că locurile pe care se poate pescui pe această jumătate de lac sunt restrânse. O mare parte a lacului este acoperită cu un covor de brădiș. Probabil că acest covor de brădiș va putrezi și va dispărea în sezoanele următoare, dar în momentul de față el continuă să fie o problemă, chiar dacă nu e o problemă la fel de mare ca în anii trecuți. Și atunci, pe acest covor de brădiș, trebuie să găsești mici zone curate. Spun mici zone curate nu pentru că te-ar deranja să găsești zone curate mari, dar singurele zone curate sunt extrem de mici, uneori sunt de 1 metru, 2 metri pătrați și trebuie balizate foarte precis și se pescuiește în imediată apropierea balizei. Uneori se pune montura la 30-40 de centimetri distanță de baliză, cu riscul inerent ca peștele să-ți mute un pic baliza din loc, dar dacă pui montura ceva mai departe, o pui direct în brădiș și probabil că nu o să prinzi nimic. Astea sunt problemele, pește puțin, suprafață de apă destul de mare, care s-a mărit și mai mult în sezonul actual, pentru că suprafața lacului s-a întins de la 21 de hectare la aproximativ 25 prin continuarea excavărilor. Excavările și lucrările de amenajare vor fi terminate în toamna acestui an. Densitatea de pește este foarte mică, locurile sunt foarte puține și restrânse, așa încât ai la dispoziție o mare gamă de probleme cu care trebuie să te confrunți și îți poate lua mai multe zile până să găsești peștele. Soluția este să încerci să balizezi cât mai multe locuri, să le nădești chiar dacă nu pescuiești pe ele și să-ți muți din când în când monturile de pe locuri neproductive, pe locuri nădite între timp, întreținute cu nadă, în speranța că unul sau mai multe vor produce în sfârșit trăsăturile care te interesează.
Peștele de pe sectorul B răspunde foarte bine la boilist și ca atare boilisturile sunt nada folosite de majoritatea celor care pescuesc aici. Semințele nu sunt necesare, nu fac decât să atragă și mai mult ciortanul, deși din experiențele pe care le-am făcut zilele astea, aș spune că dacă au de ales între semințe și boilis, ciortanii vor prefera boilisurile. Ca de obicei, boilisurile pe care le folosesc sunt surs, crave sau fresh squid, atât sub formă de boilisuri shelf life, la pungă, cât și sub formă de boilisuri rulate acasă și deshidratate. Prezența ciortanilor te obligă să folosești boilisuri mari. Anul trecut pescuiam pe sectorul B cu boilisuri de 15-16 mm, acum boilisurile sunt de minim 20 de mm. Consumul de nadă a crescut și el foarte mult din același motiv. Ca strategie de nădire, ești obligat să nădești grupat, pentru că locurile pe care pescuiești sunt foarte mici. Uneori sunt atât de mici, încât abia dacă ai loc să pui montura lângă baliză. Dacă greșești cu o jumătate de metru, montura poate fi blocată în brădiș și stă degeaba. E interesant că, deși locurile sunt mici, farfuriile de nadă pot fi relativ mari. Am făcut experiența să nădesc cu câteva kilograme de semințe pe o montură, în ideea că i-aș putea da ciortanului o nadă care să-l preocupe, în timp ce montura mea va aștepta crapii mari. N-a fost așa. Peștele a tras după 10 minute, ceea ce înseamnă că ciortanii s-au repezit în primul rând la boilis, nu la semințe. De asta spuneam că dacă au de ales, ciortanii preferă boilisurile, nu semințele. Am filmat câteva monturi plasate cu mare grijă în locuri curate, ca să vedem în ce fel lucrurile pe care ni le imaginăm noi în momentul în care punem o montură se verifică în realitate. Și adevărul este că sunt diferențe între ceea ce ne închipuim și ceea ce se vede pe substrat. Unul dintre lucrurile interesante este că montura nu cade aproape niciodată atât de bine pe cât ți-ai dori. Asta nu înseamnă că e pusă greșit. Monturile au fost puse în locuri cu apă mică, unde apa avea o claritate suficient de bună încât să putem filma montura pe substrat, în condiții fără vânt și cu cea mai mare grijă din barcă. Și totuși uneori, sau mai bine zis de multe ori, montura cade cumva peste plumb sau firul de forfac se înfășoară și montura nu se așează atât de drept pe cât ți-ai dori. Asta nu înseamnă că nu se poate prinde pește în felul ăsta. Monturile sunt de obicei foarte eficiente chiar în aceste condiții, dar indiferent de felul în care o așezi, dacă materialul nu este foarte, foarte rigid, există riscul ca firul de forfac să stea cumva îngrămădit, să nu fie perfect drept. Altă observație este că firele de forfac teoretic scufundătoare nu se scufundă automat. Eu folosesc un fir în care am cea mai mare încredere, un Herculine Blend de 25 de livre. E firul pe care îl folosesc în majoritatea situațiilor, mai ales atunci când pot să folosesc fire textile fără cămașă și, din câte știu, e un fir scufundător. Dar în momentul în care montura aterizează pe substrat, se întâmplă de multe ori ca firul să rămână cumva ridicat în masa apei și atunci poate fi util să asezonați forfacul cu greutăți mici, cu lesturi mobile sau eventual să-l impregnați cu pastă de plumb ca să vă asigurați că devine mai greu și se scufundă mai ușor. Subliniez din nou că nu e atât de important faptul că firul nu stă perfect întins, pentru că montura este oricum eficientă, dar dacă vă faceți probleme din punctul ăsta de vedere, chiar și la fire scufundătoare puteți adăuga un lest suplimentar. Altă observație este că dispersia nadei este mai mare decât ai crede. Noi am verificat monturi plantate pe o adâncime de aproximativ un metru, deci o adâncime foarte mică, și am aruncat deasupra lor câteva mâini de boilis. Mâinile de boilis au căzut pe substrat, pe o suprafață, aș zice, dublă decât cea pe care l-am aruncat. Le arunci pe o suprafață de un metru pătrat, deja aterizează pe substrat pe 2 metri pătrați. Cu cât adâncimea este mai mare, cu atât dispersia este mai mare. Prin urmare, dacă vreți să aveți boilisurile foarte grupate în jurul momelii, ceea ce nu e neapărat important, dar pentru unii pescari contează, fie aruncați o cantitate de boilis mai mare, ca să vă asigurați că o parte dintre boilisuri vor fi în imediata vecinătate a momelii, fie adăugați monturii un sac solubil cu boilisuri, ca să fiți siguri că boilisurile sunt lipite de cârlig. În sfârșit, o observație legată de brădiș și de scoici.
Brădișul este în continuare prezent pe substrat în cantitate mare, dar nemai fiind ridicat în masa apei, orice pește poate fi scos de pe mare. Dacă anul trecut trebuia să mergem cu barca după majoritatea peștilor, acum n-am mers cu barca decât după unul sau doi care s-au parcat în niște buturugi pe mijlocul apei. Am scos și peștele, am scos și buturugile, problema s-a rezolvat. În schimb, există foarte multe scoici, scoici fixe, dreisena, care constituie hrana naturală a crapului din sectorul B, și de multe ori plantez montura pe pietre care sunt acoperite complet cu aceste scoici. Nu e o problemă dacă substratul este plat. Poate fi o problemă dacă există denivelări și atunci, dacă firul se freacă de aceste denivelări colonizate cu scoici, se poate tăia. În schimb, dacă zona pe care plantez este perfect plată și peștele ridică montura de pe substrat în momentul în care ia momeala, se poate pescui cu fire textile simple, se poate pescui fără înaintaș, n-am avut niciun incident în care firul să se taie, deși, după cum puteți vedea în imagini, scoicile erau din belșug. Pescuitul la varlam pe sectorul B este, pe anumite zone, un pescuit în agățătură. Zonele respective sunt zone acoperite cu un covor de brădiș. Anul trecut, brădișul urca până la suprafață, dar între timp s-a redus foarte mult pentru că lacul a fost populat cu puiet de ten și cea mai mare parte a brădișului a căzut pe fund și acum se întinde ca un covor pe hectare întregi. Cârligele de agățătură sunt, în esență, versiuni mai mari ale cârligelor obișnuite. Evident, unele dintre ele sunt mai rezistente, iar altele sunt mai slabe. Folosiți neapărat cârlige în care aveți încredere și urcați până la numărul 4. Eu folosesc, în mod normal, Ace Long Shank numărul 4 și e suficient. Dacă peștele se parchează, e important să nu-l pierzi până când te poți urca în barcă și te duci să-l scoți. Alt model de cârlig foarte potrivit pentru pescuitul în agățătură în aceste condiții este Continental Extra Strong de la Ace. Un model de cârlig pe care îl găsim la diversi producători. Este cârligul de agățătură prin excelență, are o tijă medie, o sârmă foarte, foarte grasă și un vârf drept. Zilele trecute însă, răscolind prin cutia de monturi și de accesorii, am găsit un model de cârlig care este, dacă vreți, un fel de precursor al actualului Continental Extra Strong și pe care îl foloseam în urmă cu 8-10 ani și pe care m-am gândit să vi-l arăt pentru că este interesant. Așa arată cârligul. Este un model care, din multe puncte de vedere, este clar demodat. Are un finisaj nichelat, cum nu se mai practică, are o sârmă foarte, foarte groasă și un vârf nu foarte ascuțit. Cârligele moderne sunt mult mai ascuțite și mult mai discrete ca prezentare. Dar este un cârlig extrem de interesant ca formă și eficient în condiții de agățătură. Genul de cârlig care înțeapă greu, nu e bun pentru frecvență, dar e genul de cârlig care nu scapă peștele. Odată ce s-a fixat în gura lui, datorită formei complet neobișnuite, e aproape imposibil să-l mai pierzi. Lucram cu asemenea cârlige cu 80 ani în urmă și între timp, odată ce am descoperit genul de model pe care firmele englezești îl numesc Continental, adică un cârlig care se adresează lacurilor mari din Europa, am renunțat la forma aceasta și am trecut la actualul model Continental Extra Strong, care este, din multe puncte de vedere, net superior. Are un vârf mult mai lung și mai ascuțit, are o tijă suficient de lungă pentru monturi blowback, dar, după cum vedeți, în această montură legătura este făcută cu punctul de ancorare direct din adaptorul liner-liner și, datorită sârmei groase și formei compacte, este un cârlig extrem de solid. Încercați, deci, genul ăsta de model sau, dacă preferați alte modele, lucrați cu versiuni mai mari care să fie mai rezistente.
N-ar servi nimănui ca sectorul B să fie prezentat drept un lac simplu. În forma actuală, este unul dintre cele mai dificile lacuri pe care le cunosc. Tocmai de asta e interesant și e provocator. Știm că lacul are crab mare, existența trofeelor de 15-20 de kilograme e o certitudine, dar sunt atât de greu de prins încât orice captură de două cifre înseamnă ceva și nu trebuie subestimat. Dacă pe alte lacuri un pește de 10-12 kilograme poate că nu te emoționează, aici te uiți la el ca la un trofeu. Ca pe orice lac dificil, cu pește puțin și greu de prins, factorul psihologic este esențial. Trebuie să ai nervi tari pe sectorul B, trebuie să fii dispus să cauți și să aștepți. Dacă nu ești pregătit pentru asta, cedezi repede. În orice partidă pe care o fac pe sectorul B, plec de la premisa că e posibil să nu prind nimic sau să treacă 3-4 zile până când văd o trăsătură. N-aș vrea să se înțeleagă de aici că lacul se pretează numai pentru partide lungi. Dimpotrivă, poate fi un lac surprinzător de bun pentru partide scurte. Dacă găsești peștele, poți să prinzi imediat. Peștele nu intră pe nadă, trebuie căutat. Ori îl găsești și prinzi, lucru care se poate întâmpla repede, ori nu îl găsești și nu prinzi, lucru care poate să fie neschimbat timp de mai multe zile. Cei care l-au localizat au avut partide cu un număr surprinzător de mare de pești prinși. Au fost cazuri în care un singur pescar pe sectorul B a prins mai mulți crapi într-un weekend decât toți pescarii de pe sectorul A. Iar în cazul meu s-a întâmplat un lucru curios, în absolut toate partidele pe care le-am făcut pe sectorul B până acum, primele două zile ale partidei au fost cele mai bune. N-am o explicație pentru asta, dar așa a fost.